Înainte de ce vă știți că vreau să vă prezint un server de Discord care mai e mai special pentru cei care vă să deschidă un server de 5M, ceva de acabări să face, să vă facă un skin de copil, skin normal în general, căutați resurse, mașini, de exemplu vreau să vă spuneți lui Flexibau gen niște mașini și mechere, puteți de aici să scrieți la resurse mașini și da, puteți cumpăra servere de 5M. Dacă aduceți destul de mulți pe server, primiți servere sau suport, etc. Acei server shop-ul, ce puteți cumpăra, mape, host, licențe, tutoriale. Deci, da, aveți să aveți un link în descriere, este un server internațional, deci puteți găsi și străini, dar și români. Salut și bine v-am găsit la un nou joc când la să ne vom juca. De fapt, asta vom începe o nouă serie SBP. Titanium SMP este mai cerută de Sebi. Tudor Borzea sau Bruza? Borzea, așa. Cosmin 2001 și Andy Banditu. Bun. Deci asta să fie un SMP cu Minecraft Vanilla pe 1.15.2 și acum ne împărțim toți și mergem în fiecare partea lui, nu? Nu? Adică e așa zic să facem. Păi haideți să mergem. Eu o să pornesc în partea asta că o să mai aici un... Uite acolo mă duc. De acolo îmi fac casa. Nu știu de voi. Na, oricum, încercăm să facem timurile care vrem. Eu mă duc aici, eu fac casa pe munte, locul meu de viață, cel mai bun loc. Păi cred Băi, că dar ne mai întâlnim noi frumos aici, frumos pe server, nu pe SMP. cărniță. De fapt, o căniță. Păi cred că eu o să ies de pe Discord și noi continuăm episodul. Da. Bun, haideți acum să continuăm episodul. Să facem aici niște lemnișor. Pentru că și va fi căsuța noastră. Luăm și coordonatele pentru că... Nu se știe că poate eu sunt mai proastă și mă pierd. Bun. Frumos niște de-astea. Să mai și niște sticuri. Și nu luăm, facem un topor. Nu, mai întâi facem un ternocop. Mergem să luăm niște pietricică. Pentru că piatra este foarte importantă în acest minunat joculeț. Nu, mai așa. După ne facem o sabie, mergem să umărăm niște animăluțe nevinovate. Și... Minăm puțin, adică nu cred că o să ne cimem în episodul ăsta casa. Albina! Eu sincer mai face o casă în munte. Sau am o idee, eu să fac o casă pe munte și după să cumva casa să se continue așa frumos în munte și să facem așa cu geam frumos, să arate așa, să arate best. Să fie very good. O spargem aici frumos. Toți sincer că e de ajuns. Mergem sus. Facem și un furnal. Facem un de ăsta așa. Așa. Și așe. Bine frumos, ăsta tăiem copăcelul. Văd că mă strigă Sebi. Facem aici prăjim și mergem să omorâm niște animale pentru că nu avem mâncare și... Dar nu găsim mâncare pe aici. Oare dacă omor o albină îmi dă ceva? Ar fi o idee să nu mă pierd de la început. Ne luăm frumos așa. Cred că o să avem multe...
Aaaa, am crezut că e oaie. Nu am nevoie de oaie să-mi fac și o pat. No. Să-i vreau niște carne, ceva, că pot să mor în curând și nu mă văd bine. A, perfect, 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 perfect. A, nu. Păi, chestiile astea nu-ți dau multă mâncare, dar-s bune. Sunt bune lucrurile astea. Bun, măcar am făcut rost de niște mâncărică și putem planta acolo lângă noi. Pentru că asta ar fi și ideea, să avem la noi niște mâncare. Acum ne întoarcem. A, văcuța! Am dat și de asta. Nenețata, hai că nețata dacă e. Mai e vacă? Altă văcuță! Vino văcuță aici, să te omor puțin. Și vreau să-mi spuneți ce... ce... Practic, cu ce vreți să fac live-uri, dacă vreți cu CS, Minecraft... Samp... SMP, ceva Minecraft... Cred că ăsta e modelul pe care am început eu căsuța, nu? Sper că ăsta e că... Da, ăsta e. Pun să înapoi acasă, s-au făcut niște torțe, perfect. Acum putem pune la prăjit și alte chestii. Și o să tai puțin din copac, să facem puțin în loc. Că ne-ar trebui, adică... Nu, că am început să facem o căsuță aici. Deci, da. Ah, văd că nu mi-a luat, ăsta, din păcate. Nu știu unde să plantez, cât să nu intru în ele, deci să plantez așa. Hai că am murit din prima, Cosmin, bravo mă, Cosmine. Nu uitați că vă și link-ul de la canalul în descriere, unde puteți vedea ce fac și ei, pentru că... Bineînțeles că eu să fac altceva pe videoclipul lor. Pentru că ei pui fac asta altundeva și noi și o altundeva. Și o să fie și mecă că o să ne facem și shop, adică vom putea vinde pe diamante. Eu o să vând lemn pentru că lemnul se vinde cel mai bine din experiențele mele cu SMP-urile. S-a făcut noapte. S-a făcut noapte deja. Neața. Suntem 5 deocamdată. Bun, să fac niște torțe pentru că nu vreau să fie... Să vină zombalei aici la mine acasă. La mine acasă nu se prime zombalei! Să fie clar! La trei cercă sau să le mănânc? Perfect. Bun, nu mai am ce să mai pun acolo, o să mai spui puțin din ăsta. O să fac un chest, o să folosesc din ăsta, pentru că oricum eu nu-l folosesc la nimic. Până să nu să-mi pun niște de-astea pe aici. Mamă, dar multe întrebări mai pui pe Sebi, că mă stresez cu întrebările tale. Mai venim așa puțin.
Eu să am cea mai șmecheră casă de pe SMP-ul ăsta, să fie clar. Perfect. Ori mamă, dar ce liniște e că nu aud nimica. Vreau să spuneți dacă vreți și să pun o melodie pe fundal. Nu știu. Ceva melodie. Dar vreau să sparg toate chestiile astea de aici. Trebuie să sparg și copacelul ăsta. N-avem. Perfect! Și vom începe și aici, vreți să începe și aici SMP-ul abonaților? Nu se mai stai ce vreau să sunt. Pertele abonaților. Doi, trei, patru. Și vor fi de 3. Și aici de 2. 3. Asta să fie o casă foarte ciudată, ok? 3, 4. Unu, doi, trei, patru. Trei, patru. Îmi plecă și mie de ce... A, da. Și cred că o să împart exact câte sunt. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Deci fix aici voi pun. Bun, și acum eu cred că va trebui să nivelez puțin din asta. Oamenii aici o să las, pentru că și trebuie să vină. Ia uite-l pe Andy. Ce faci, nenea Andy? Ai venit să mă vizitezi și tu? Să fac aici puțin. Bă, măcar nu se spare nimic din el. Și nu știu cam până unde să fac eu căsuță. Mă gândesc că să fac, uite, pe aici. Așa. Oricum am făcut zis, domnul Andy. Bun, facem pe aici. Vă trebuie să scoatem tot ăsta, dar nu e problemă mare. Și mina o să o stupăm noi. Bun, perfect. Avem căsuța bine începută. Mai luăm puțin aici din lemn. Pentru că e cam puțin pe acolo și nu-mi place mie. Și cred că în următorul episod după ăsta vom termina căsuța și vom face ceva mai interesant. O să mă gândesc ce să facem. Bine, cred că voi dau conturul la casa asta. Și se arate super blan după casă. Asta practic este doar să fac un ăsta cum se numește, este doar podeaua. Că na. La început ne cumpăr să-ți faci căsuță. Spargem frumușel pe aici. Și vedem noi cum facem mina asta. Cred că o să facem ideea aia, cum am spus eu. Și nu uitați să votați și dacă vreți să facem și aici peretele abonaților. Doar că mi se pare că ar fi o idee interesantă, dar bineînțeles că se va fi altcum de spus. Să fie tot același.
mai aveam la mine? De ce nu mi-a spus că mai am? Bun. Și nu uita să încercăm să strângem 70 de like-uri. Cred că ar fi ok. Că am văzut că Minecraft-ul nu prea e apreciat. Perfect. Perfect. E bine așa. Nu știu unde să pun intrarea la casă. Acolo în față aș pune intrarea din să te duci pe aici cumva. Și să fie așa, ca un fel de spirală practic, un fel de scară din spirală și ar fi o idee să intri așa. Eu așa mai ajunge să fac. Și poate face spirala în următorul episod, ca știți cum e spirala chestia aia la pompieri în filme? Scuze. Cam așa aș vrea să fac. Îl punem aici frumos, frumos ăsta. Mâine să-l pun. Nu, acolo să fie intrarea. Dacă îl pun aici. Nu, de mâncare chiar am nevoie. Bun, dar cam aici vă închid în acest video, să nu uitați de un like, un share, un subscribe. Dacă mai vreți să vedeți cu Minecraft SMP, în următorul episod sper să fie mult mai interesant, deci noi ne vedem în următorul episod. Baftă!